Implementat pentru prima dată în Buzău, proiectul inițiat de Asociația Pro-Democrația și Direcția Generală Anticorupție s-a bucurat de un mare succes, zeci de buzoieni încălcând pragul labirintului ridicat pe platoul Dacia. Este o acțiune inedită pentru că încercăm să informăm cetățenii la firul ierbii, da, mergem noi către ei, cum pot preveni corupția. Pentru că știm, e bine să o luăm și de jos, nu numai să pornim de sus. În acest sens, astăzi în Buzău am venit cu o acțiune specială, se numește Labirintul Anticorupție. Este o instalație în care cetățeanul intră, caută informația și are un chestionar și trebuie să bifeze răspunsul corect. La final, colegii mei din echipă verifică răspunsurile corecte și în dependență de răspuns primește și un material promoțional care conține informații specifice proiectului și de încurajarea cetățenului de a sesiza faptele de corupție. Având în vedere ineditul acțiunii, modul original de a provoca la informare pe cetățeni, evenimentul de azi a fost bifat ca pe un succes. Ne bucurăm că avem ocazia și putem participa în cadrul acestui proiect. Mulțumim buzoienilor că au venit alături de noi, sunt peste așteptări, cetățenii sunt foarte activi, pun întrebări, sunt interesați de conținutul materialelor expuse. Potrivit ofițerilor din sistem, acțiunile organizate de Direcția Generală Anticorupție privind informarea, conștientizarea și implicarea cetățenilor în acțiunile de prevenire a faptelor de corupție în parteneriat cu organizațiile non-guvernamentale se văd în statisticile anuale realizate de specialiști din cadrul Ministerului de Interne. În ceea ce privește partea de sesizări, avem, în afară de activitățile cu cetățenii, avem și activități de prevenție desfășurate cu personalul MAI, în sensul de a dezvolta aptitudinea acestui personal de a nu se implica în fapte de corupție, iar cu cetățenii de a dezvolta mentalitatea, de a schimba mentalitatea și de a stimula partea de sesizare a infracțiunilor de corupție. Buzoienii pot afla mai multe informații sau pot sesiza situații de corupție în fiecare miercuri între orele 12 și 15 de la instituția prefectului, acolo unde se află săptămânal un ofițer din cadrul Direcției Generale Anticorupție.